În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, duceți-vă și vă arătați preotului. Această concluzie a fost spusă de către Hristos Mântuitorul în adresa celor 10 leproși, bolnavi de lepră, care erau izolați din societatea, din localitatea unde viețuiau și care râvneau mult să se întoarcă înapoi la normalitate, care vroiau să se vadă din nou în casa lor, în sânul familiei lor, rugând pe Bunul Dumnezeu să-i tămăduiască de această lepră care atunci se considera pe bună dreptate a fi o boală incurabilă, El i-a tămăduit și le-a spus să se arăte preotului care avea să constateze această tămăduire a lor și care avea să vizeze pozitiv întoarcerea lor în sânul familiei, după cum am zis. Stimați creștini, Dumnezeu, Creatorul lumii văzute și nevăzute, creând omul, așezându-l pentru trai pe pământ, l-a asigurat și cu instituțiile respective care ar fi contribuit la petrecerea vieții lui pământești în deplină armonie cu învățătura dumnezeiască. Și iată, Dumnezeu a instituit rânduiala sa, instituția sa care se numește Sfânta Biserică și care are misiunea de mijlocitor între pământ și cer, între om și Dumnezeu, între teluric și divinitate. Sfânta Biserică îndeplinește această misiune de mijlocire într-o sau în numele mântuirii sufletului omenesc. Biserica este reprezentanța lui Dumnezeu pe pământ. Biserica este locul deosebitei aflării a lui Dumnezeu pe pământ, a lui Dumnezeu cel care este pretutindenea. Precum multe instituții omenești, cum ar fi academii de științe, ministere, au reprezentanța lor în teritoriu, așa și Dumnezeu a așezat această instituție pe piatra credinței care se numește Biserica Sfântă spre a fi casa Lui, spre a fi lăcașul la tot iertător. Și aproximativ după același scenariu își îndeplinesc funcțiunile reprezentanțele instituțiilor pământești, aproximativ zic iarăși după acel scenariu, după care își desfășoară activitatea sa mântuitoare, Biserica Sfântă. Și iată, într-o asigurare acestui mecanism, în cel mai frumos a cuvântului, sens a cuvântului, zic acest mecanism, într-o asigurare bunei funcțiuni a acestui așezământ, Dumnezeu a mai instalat o rânduială care ar asigura buna funcțiune a Bisericii, care se numește preoția. Acest așezământ pe bună dreptate sfânt este plăcut lui Dumnezeu. Despre aceasta ne vorbește și Sfânta Evanghelie, care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie. Și pentru ca să fie pe înțelesul tuturor, vreau să desfășor acea notă explicativă care, în scurt, în succint, am dezvăluit-o chiar de la începutul alocațiunii mele. Vorba este că, stimați creștini, în acele timpuri medicina nu era într-atât de dezvoltată cum este astăzi. Și pentru că multe boli infecțioase bântuiau lumea, unele care se considerau pe bună dreptate incurabile, de netămăduit, necesitau o intervenție a instituției omenești, în cazul de față a instituției preoții mei, pentru a determina
posibilitatea de a se afla în societate cu ceilalți oameni sănătoși, cei care erau ținuți de asemenea boli, sau nu. Și aceasta se făcea pentru a evita molipsirea membrilor societății sănătoși de la cei care erau bolnavi. Una din aceste boli era lepra. Și iată, spune Sfântul Evanghelist Luca că, intrând în acea localitate, în acele ținuturi, Hristos Mântuitorul, 10 leproși l-au întâmpinat strigând de la distanță și cerându-i milă și tămăduire. Hristos, care este izvorul tuturor bunătăților, care este doctorul sufletelor și a trupurilor noastre, i-a tămăduit zicându-le: duceți-vă și vă arătați preotului care, văzându-vă sănătoși, vă va permite să vă întoarceți în societate, în obște, pentru că nu mai prezentați pericol. Stimați creștini, vreau să atrag atenția dumneavoastră la aceste cuvinte: duceți-vă și vă arătați preotului. După cum se lasă de înțeles din conținutul Sfintei Evanghelii, preotul mai avea și misiunea de a atesta, dacă vreți, astfel de cazuri. Adică era o persoană de centru în societate. Și aceasta, zic iarăși, este după voința lui Dumnezeu. Frații mei creștini, dacă e să trecem la preoțimea de astăzi, atunci vreau să zic că acest așezământ dumnezeiesc, preoțimea, este blagoslovit, binevoit și bine încuviințat de Dumnezeu, Cel care vrea mântuire sufletului nostru. Preoțimea este servitoare sau slujitoare a Sfintei Biserici, care și ea, la rândul ei, este o instituție dumnezeiască. Unealta de lucru a preotului este de a cultiva, de a predica adevărul dumnezeiesc, cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea evanghelică, de a îndemna poporul cel bine credincios la făurirea binelui și de a supraveghea nivelul sau calitatea vieții duhovnicești. Într-un cuvânt, toate acestea vedește faptul că unealta de muncă a preotului este cuvântul, metoda de convingere, de argumentare și de îndemnare. Prin cuvânt spărgem tăcerea, prin cuvânt comunicăm unii cu alții și tot prin cuvânt, dragii mei, comunicăm cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii. Iată, Sfânta Scriptură vine să ne spună că din cuvintele tale vor te vei îndreptăți, te vei justifica în fața propriei conștiințe și în fața dreptului judecător, adică în fața dreptului bunului și sfântului Dumnezeu, dar tot din cuvintele tale poți să te osândești, ferească-ne Dumnezeu de altă. Este vorba, stimați creștini, că limba, ca organ de comunicare, de vorbire, de glăsuire, ne este lăsat de la Dumnezeu pentru a izbori vorbe frumoase, vorbe plăcute, vorbe bune. Înțelepciunea care ne este dată de asemenea, în calitate de dar de la Dumnezeu, este cea care prezintă o frână de la vorbele cele urâte, de la vorbele cele netrebuincioase, de la vorbele păcătoase. Să revenim totuși la preoție, pentru că, după cum am zis și după cum v-ați convins și dumneavoastră, acest așezământ dumnezeiesc, preoțimea, pe bună dreptate este plăcut lui Dumnezeu și este lăsat spre folosul nostru a omenirii. Spun acestea, frații mei creștini, nu pentru că și eu fac parte din preoție, ci pentru a vă aduce și de data aceasta adevărul dumnezeiesc, voința lui Dumnezeu la cunoștință, chiar dacă nu cu nici câtuși de puțin la îndoială că această axiomă adevărului biblic este cunoscută de fiecare dintre dumneavoastră. Vreau totodată
să vă împrospeteze în amintirile, în cunoștințele dumneavoastră, pentru a vă ocroti, pentru a vă păzi de păcat, pentru că și aceasta intră în datoria mea a slujitorului lui Dumnezeu. A vă ocroti de păcat într-o mântuire a sufletului dumneavoastră. Așa deci, una din cele șapte taine bisericești, toate fiind instalate de către Hristos Mântuitorul nostru, este preoția. Adeseori facem glume în adresa lor. Adeseori batjocorim această instituție dumnezeiască și în sensul acesta ne umplem de păcate, ceea ce nu ne aduce nici ușurință, nici folos, nici oricare altă comoditate în viața de toate zilele, pentru că oamenii ne ridicăm împotriva voinței lui Dumnezeu. Vreau de asemenea să vorbesc la acest capitol și despre datoriile preotului, care sunt mult mai majore decât a dumneavoastră, a simplilor creștini, de rând. Este vorba că, dacă fiecare dintre noi purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci preotul care are datoria de a vorbi în numele lui Dumnezeu, de a se comporta în numele lui Dumnezeu, de a contribui cu viața și cu ființa ei într-o slăvirea numelui Tatălui Ceresc, atunci vă dați bine seama în ce context a fost puse cuvintele Mântuitorului din Sfânta Evanghelie, care sună în felul următor: cui mai mult îi se dă, de la acela mai mult îi se cere. Frați creștini, îndemnul meu de astăzi este de a avea un comportament a dumneavoastră, către dumneavoastră, de a vă îndemna să aveți un comportament pe cât se poate de binevoitor față de instituția preoțească care reprezintă voința lui Dumnezeu. Zic iarăși, o fac aceasta pentru binele sufletului dumneavoastră. Este bine să conștientizăm acest lucru, pentru că vine Hristos Mântuitorul chiar și astăzi, chiar și în permanență, chiar și în fiecare clipă, să ne amintească despre acestea, despre această necesitate. Mă refer mai întâi de toate la Sfânta Evanghelie, care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie. Dacă preoțimea era venită așa, din senin și nu de la Dumnezeu, vreau să vă asigur că se pierdea undeva în necura vremurilor de mult trecute. Dar, fiindcă este de la Dumnezeu, fiindcă mâna cea totputernică a lui Dumnezeu o petrece prin lumea aceasta păcătoasă, și ca să vă convingeți că așa este, răsfoiți istoria Sfântă și veți vedea câte prigoane au fost, câtor prigoane au fost supuși reprezentanții Bisericii în calitatea lor de preoți. Și toate acestea, deși au nimicit multe vieți, n-au nimicit însă preoția ca instituție, ca așezământ dumnezeiesc. Iată de ce vă îndemn să aveți o atitudine pe cât se poate de creștinească față de această instituție dumnezeiască, pentru că, încă o dată zic, încălcarea acestui adevăr despre care vă vorbesc înseamnă a păcătui, înseamnă a ignora indicațiile, poruncile și îndemnurile dumnezeiești. Frați creștini, venind la biserică, trebuie de asemenea să conștientizăm că venim la casa Domnului, să lăsăm toate deșertăciunile lumești, toate problemele vieții, problemele familiei sau de alt ordin, fie social, economic, politic sau de alt, odată zic, de alt ordin, să le lăsăm undeva după poarta bisericii, să le lăsăm undeva, eu știu, departe, și venind la Dumnezeu să ne adunăm, să ne aducem mai întâi de toate povara sufletului nostru, curățenia sufletului nostru, fie chiar și cu unele pete care se cer curățate prin rugăciune și neapărat prin intermediul bisericii, pentru că între aceasta constă esența activității bisericești pe acest pământ. În speranță că amele cuvinte sau sămânța cuvântului biblic, mai întâi de toate, în numele căruia îmi permit să vă vorbesc, va găsi țarele binerodetoare în conștiința, dar și în inima, și în sufletul, și în firea fiecăruia dintre dumneavoastră,
mă închin de sănătate, solicitându-vă creștinească iertare și rugând pe Bunul Dumnezeu să ne blagoslovească pe noi pe toți, cu harul Său, cu ajutorul Său, să ne aibă pe toți în paza Sa și să ne dea, să ne folosim de înțelepciune ca să, cu discernământ, să divizăm ce este bine, să ne folosim de El și să respingem tot ce este rău, pentru că este păcătuitor de suflet. Primiți, vă rugăm, felicitările noastre prelejuite de această Sfântă Duminică. De asemenea, vă rugăm să primiți urări de sănătate, de ajutor de la Dumnezeu și de realizări frumoase pe parcursul întregii vieți. Doamne ajută tuturor! Mulțumim!